Dar revenim în direct, 18:36 de minute, aproximativ 24 rămase până la ora 19. După ora 19, emisiunea Hit cu Hit. Puteți fi alături de noi și online pe orionsbs.ro. Nu uităm de cele două numere de telefon, 0258 732 032 sau 0784 732 032. Așa cum am promis ceva mai devreme, alături de noi în acest moment este domnul Cătălin Crăciun, redactor șef, dacă spun bine, la absport.ro. Bine ați venit în studioul nostru. Bine te-am găsit și vreau să salut în primul rând toți ascultătorii tăi. Mulți. Mulți și în special chiar mă bucur că aveți un public țintă din serie. Să mă laud și eu, așa cât de cât, de obicei mai fac și eu acest lucru. Nu dă bine, dar în distracție o mai spun și eu. Domnule Cătălin, am observat pe site-ul dumneavoastră absport.ro că ați urmărit cu interes ceea ce se întâmplă referitor la handbalul din Sebeș. Am citit o știre foarte interesantă în care doamna sau domnișoara Andreea Ivan trebuie să recupereze, să zic așa, aproximativ 180.000 de lei, cum ați scris aici, între paranteze, din bani publici. Plus, e cu plus 15.000 de lei cheltuieli de judecată. 15.000 de lei, deci ar fi undeva la 195.000 de lei. Cu siguranță astăzi, dacă nu astăzi, într-o emisiune viitoare, vom vorbi cam ce s-ar fi putut face cu acești bani în municipiul Sebeș, Petreș, Lancrăm și Răhău. Aș vrea să intrăm puțin în subiect și să vă întreb de ce s-a ajuns în această situație. Problema este una, din punctul meu de vedere, foarte delicată, pentru că ce se întâmplă? Atunci când semnezi un contract cu o jucătoare care este însoțită sau nu este însoțită, un jurist, avocat, impresar sau orice alt reprezentant, este foarte important să urmărești acel contract și acele clauze din contract. Există două variante. Prima variantă este cea care a câștigat în instanță, prin care Ivan Antoce trebuie să-și recupereze tot salariul pentru 2 ani de zile, adică pentru toată perioada contractuală, pentru că avea o clauză în care scria clar, dacă nu este plătită în 2 luni de zile, ea trebuie să fie plătite până la final de contract. E clar, ea acum a venit dintr-un loc, a pierdut acel loc de muncă, să-i spunem așa, a venit aici și și-a asigurat până la urmă o stabilitate aici. Eu zic că e un pic delicată problema. În primul rând, dacă aș fi avut șansa să fiu oficial al echipei HC Alba Sebeș, m-aș fi preocupat ca jucătoarea să nu ajungă în postura asta. Și în al doilea rând, este un pic deranjant faptul că ea în continuare are un alt loc de muncă. Adică am înțeles că evoluează la o altă echipă. La Slobozia, da. Dar conform, să le zic așa, între ghilimele legilor din handbal, am înțeles că evoluează legal până la urmă. Nu... Da, bineînțeles. Doar asta încercam să explic, dacă tot ne judecăm în civil, pe drepturi de muncă, atunci jucătoarea își primește banii până la final de contract pentru 2 ani de zile, atunci ar fi normal să stea acasă sau să se pregătească cu echipa din Sebeș, pentru că ea o plătește până la urmă urmei. Vorbim despre sumă totuși care nu este de neglijat. 1.800.000, cred că, exact cum ai spus și tu, se puteau face multe. Foarte, foarte multe, dar destul de multe. Nu da. Trebuie să hulim totuși faptul că echipa din Sebeș a pierdut acest proces. Ci trebuie să fim atenți pe viitor. Până la următoarea întrebare, e un lucru foarte interesant ce îmi spunea cineva zilele trecute. Există și varianta ca cineva să-și fi dorit să se ajungă în această situație, ca respectiva jucătoare Ivan Andreea să câștige această sumă în instanță de 180.000 de lei, după care sunt și alte buzunare prin apropiere? Am auzit și eu această variantă, însă chiar vreau să o resping. Eu, Cătălin Crăciun, cel puțin vreau să gândesc că toți oamenii sunt la fel ca mine, adică corect. Corect. Vreau să cred că jucătoarea efectiv și-a pus acea clauză pentru că, din păcate, HC Alba Sebeș este renumită pentru faptul că are întârzieri salariale, au probleme de ordin... Au probleme de ordin general până la urmă, inclusiv cu locul pe care îl ocupă în clasamentul Ligii Naționale la handbal feminin. Asta este, din păcate, cea mai mare problemă. Și cu rezultatele până la urmă, având în vedere că în meciurile din 2016 n-au reușit nici măcar o victorie. Și pariul meu este că nici nu vor obține nicio victorie până la final de sezon. Nu știu cât ați ascultat dumneavoastră emisiunea La Ordinea Zilei de la Radio Orion. Eu le-am promis colegilor și ascultătorilor că în momentul în care această echipă de handbal va reuși să câștige un meci, vom trage un chef. Dacă trebuie adus și lăutari, nu e nicio problemă, dar cred că până la urmă nu o să trage niciun chef în studio, că e foarte complicat.
din păcate, s-au făcut câteva greșeli. Eu sunt foarte dezamăgit pentru că eu chiar îmi doresc să promovez sportul. De asta am și plecat la conceptul și am deschis conceptul labesport.ro, pentru că vrem să dăm valoare sportului. După cum ați văzut, tratăm tot ceea ce înseamnă sport, indiferent că vorbim despre mașini sau despre sporturi individuale, chiar suntem preocupați sportul de asta. Când vorbim de sport, vorbim general. Pentru mine Sebeșul reprezintă una din echipele care îmi sunt la suflet, deși nu sunt legat de Sebeș deloc. Efectiv, iubesc acest sport, handbalul feminin și handbalul în general, și sunt foarte dezamăgit. S-au făcut câteva greșeli uriașe din punctul meu de vedere, de ordin managerial. Nu este posibil ca să-ți pierzi cele mai bune jucătoare, nu este posibil să renunți la cele mai bune jucătoare când promovezi, mă refer aici la Anișoara Durac, la Oana Chirilă, Roxana Gaț l-a plecat odată cu domnul Weber. O să vorbim și despre aceste jucătoare pierdute de echipa HC Alba Sebeș, dar în același timp aș dori să vă întreb, există posibilitatea ca în perioada următoare, având în vedere că, din auzite, nu știu exact că n-am actele la îndemână, dar am auzit că sunt jucătoare care au întârzieri salariale, adică nu și-au primit banii până la urmă. Există posibilitatea să se întâmple același lucru în perioada următoare, același lucru referindu-mă la această hotărâre judecătorească prin care Andreea Ivan trebuie să încaseze 180.000 de lei, adică 1 miliard 800. Nu cred că o altă jucătoare mai are o astfel de clauză în contract. Din informațiile pe care le am eu, cu siguranță dacă ar fi existat vreo jucătoare, ar fi recurs la acest gest până acum, pentru că din păcate este singura cale în care își pot recupera banii. N-au înțelegere, nu sunt anunțate, pentru că la urma urmei și jucătoarele echipei din Sebeș sunt oameni la rândul lor. Cred că ar înțelege dacă ar exista un director sportiv sau un om din conducere să le explice problema. Uitați, nu pregătim 3-4 luni pentru că suntem blocați din anumite motive. S-a făcut bugetul, nu s-a făcut și așa mai departe. Dar principala problemă este lipsa de comunicare. Un jucător bun, eu cred că întotdeauna are o clauză în care dacă nu își primește salariul 3 ani de zile, se poate îndrepta către o cale judecătorească până la urmă și își cere drepturile. 3 luni. 3 luni. Cât am spus eu? Ani. 3 ani. Oh, oh. Oh, mă gândeam că... 3 luni. Nu. Am încurcat eu lunile cu ani. De fapt, la câtă dezamăgire avem din partea celor de la HC Club, HC Alba Sebeș, nu cred că ar mai fi o greșeală atât de mică, atât de importantă până la urmă. Corect. Să înțeleg că alte clauze n-ar mai fi, ca să ne trezim cu alte surprize de acest gen, de plată din bani publici a sumelor de genul 180.000 de lei. Ceea ce este mai dureros nu este faptul că nu mai există astfel de sportive, ci faptul că în momentul în care noi, presa, pentru că ne facem datoria și aflăm anumite informații, care într-adevăr nu sunt pe placul, poate nici a iubitorilor de sport, nici a conducătorilor, dânsi sunt de negăsit. Nu răspund la telefoane, nu răspund la nimic. Este foarte greu să ții legătura. De ce sunt surprins și îmi cer scuze că vă întrerup, un consilier local în timpul unei ședințe de consiliu spunea în felul următor: domnule, de ce trebuie să le mai dăm sau să le alocăm fonduri acestor jucătoare și pot să o duc la general acestui club din moment ce nu are nicio colaborare cu noi. N-am înțeles asta niciodată, cum tu, persoană care dai bani, te rogi de cineva să vină să-ți dea niște explicații. În primul rând vreau să subliniez și chiar vreau să, dacă sunt consilierii locali și ne ascultă sau viitorii consilieri locali, pentru că se va schimba consiliul local, handbalul din Sebeș trebuie sprijinit. Însă trebuie sprijinit pe bazele unui proiect solid, bine pus la punct, etapizat și de la care să nu ne abatem. Ce spuneai tu, de ce să dăm bani la Sebeș? Pentru că nu vin cu explicații, pentru că nu le-am solicitat și pentru că sunt convins că dacă ei, un consilier sau doi consilieri, ar fi fost aproape de echipă, adică să știe toate lucrurile din echipă, să fie preocupați de acest lucru, eu sunt convins că ar fi găsit explicații. Și numai departe, domnul Ionuț Lupșe, zic că poate avea acces la informații, nu? Sunt convins că are, am și observat. Îmi cer scuze că nominalizez pe el. Nu e nicio problemă, nominalizăm pe toți, chiar și pe domnul Costea. Am înțeles, domnul Costea e președinte. Da. Domnul Costea spunea la masă cu cineva, contează mai puțin unde, spunea ceva de genul: domnule, mai avem meciul ăsta, se întâmpla cu ceva, cu câteva etape în urmă, și spunea ceva de genul: domnule, dacă nu câștigăm nici meciul ăsta, îmi retrag echipa. Bă, dă-o dracu, ți-ai adus echipă de handbal de acasă, ce Dumnezeu, suntem sălbatici sau prea puțin înțeleg eu cum stau lucrurile. Nu cred, da, vă rog. Știți cum e, că atunci când ești la pământ, cel mai simplu e să fugi în loc să te lupți. Din păcate, domnul Costea nu a făcut nicio strategie din iarnă până acum. Nu cere nimeni să fugă.
cerem, păi, doar... Dacă te retragi din campionat, fugi de competiție. Nu, nu retragerea din campionat. Îi cer demisia și o cer de mult și lui și celorlalți care nu au demonstrat nimic până în momentul de față, doar un singur lucru, cheltuirea banului public. Atât. Eu nu vreau să cer demisie pentru că nu sunt în măsură, sau dacă sunt în măsură, îi las pe alții să facă acest lucru. Sau eu pot să cer că sunt cetățean din Sebeș și se cheltuie bani chiar și din buzunarul meu. Eu sunt dezamăgit, ți-am zis, nu există niciun proiect. Nu, în iarnă, după ce ți-ai pierdut toate jucătoarele, sau cele mai importante jucătoare, în loc să transferi jucătoare cu care să te poți lupta la evitarea retrogradării, pentru că mai erau șanse, puține, cum era, uitați, Rapidul. Este la un pas să evite retrogradarea directă. În loc de transferia asta, noi nu avem nicio strategie, nu avem nimic. N-am văzut nimic, am adus jucătoare și încă o problemă, nu avem o strategie de viitor. Majoritatea sportivelor sunt la final de contract. Adică, dacă aș fi fost eu Virgil Costea, în loc să merg să tai din salarii în vestiar, pentru că oricum salariul din punctul meu de vedere este pentru antrenament și pentru prezența în antrenament, prima este pentru victorii. Adică se practică și acest lucru? Mergem în vestiar și tăiem salarii? Da. Cum e posibil, având în vedere că există un contract semnat între părți? Doar așa spun, tu ai minus 20%, tu probabil minus 15%. Probabil că există un regulament de ordine interioară, nu cunosc mai multe detalii sau cel puțin nu mi-au fost făcute public, dar, repet, știu că s-au tăiat în acest moment, fetele au 20% din salariu tăiat. Nu știu cât au, nici eu nu știu foarte multe amănunte. 20%. Și pot să motivez, pot să și spun de ce nu am aceste informații, pentru că le-am cerut, nu ni s-au dat, chiar și pe domnul Costea l-am chemat într-o emisiune în cadrul la Radio Orion în această emisiune la Ordinea Zilei și bineînțeles că, având în vedere că trebuie să vorbească la radio, spunea că îl doare gâtul. Dacă îl punea să alerge, îl durea piciorul și așa mai departe. Dar așa mi-a motivat domnia sa prezența, că nu poate veni, pardon, în cadrul emisiunii la Ordinea Zilei, că îl doare gâtul. La noi la Abespor nu intră niciodată în direct, dar nu răspunde la telefon pentru asta. Măcar. Probabil la dumneavoastră n-are semnal la telefon și așa mai departe. Vreau să vă întreb un lucru foarte interesant, pentru că am vorbit cu multe persoane care chiar sunt interesate de handbalul din Sebeș. Am vorbit chiar și cu profesori de sport și nu doar cu profesori de sport din municipiul Sebeș și îmi spunea următorul lucru. Domnule, anumite jucătoare au fost date afară, între ghilimele, de la HC Alba Sebeș pe motiv, să nu spun chiar incompetență, că mă și mir ce se aude după aia, că nu jucau suficient de bine. Bă, au venit ăștia de la Măgura Cisnădiei și ne-au zdrobit în Sebeș aici și am înțeles că la ei sunt jucătoare care au evoluat în Sebeș și au jucat foarte bine împotriva noastră. Cred că la Cisnădie este doar Paul Anvișan, portarul echipei din Cisnădie, și Roxana Hangațel. Alături de profesorul Weber. Din fericire, la Cisnădie este un proiect, din punctul meu de vedere, mult mai sănătos și nu vreau, repet încă o dată, tot timpul le-am comparat și oamenii chiar mă criticau pentru faptul că mereu compar Sebeșul cu Cisnădie. Însă vreau să fiu foarte clar că eu compar două echipe care sunt nou promovate, au același statut. Nu compar două echipe, din potrivă, Cisnădie are un buget mai mic, de 14 miliarde de lei vechi. În vreme ce la Sebeș, din câte informații aproximativ spunea, 500 de mii de euro, da, sunt. 20 de miliarde de lei. Cam așa, da. Cam așa. Nu e nu știu dacă ar trebui să fie o luptă strânsă până la urmă, din acest punct de vedere, două echipe promovate în Liga Națională sau din punct de vedere, sau poate ar trebui să discutăm și aici, că și bugetul până la urmă își spune punctul lui de vedere. Dar în același timp, eu sunt surprins de ceea ce spuneam ceva mai devreme. Jucătoare care evoluau la Sebeș n-au mai fost bune aici. Nu ni s-a motivat de ce n-au fost bune, că aveau salarii mult prea mari, că nu răspundeau comenzilor și așa mai departe și dincolo sunt dintr-o dată bune. Într-un loc cu buget mai mic, dar spuneați dumneavoastră cu o stabilitate și așa mai departe. Încotro se îndreaptă handbalul din Sebeș. Știu, e picaj, dar cam până unde cade? Nu știu, eu sper că acest picaj să fie trezit tocmai de consilierii locali. Dacă dânsii chiar își doresc să facă ceva pentru comunitatea din Sebeș, pentru că să fie foarte clar, Sebeșul are nevoie de handbal, Sebeșul are nevoie de sport. Vă mai dau un exemplu și poate că e mai dureros decât HC Alba Sebeș, vorbind despre LPS Sebeș. Să ne uităm în ce condiții se antrenează copiii de acolo, să ne uităm în ce condiții joacă, nu sunt nici măcar numeric, au domnul Doru Oancea are vreo 14 copii la junior republicani. Domnule Crăciun, mi-a ridicat mingea la filo că tot vorbim de sport. Vreau să vă spun următorul lucru, că vorbeați de fotbal ceva mai devreme, echipe
ca de fotbal, ca cea din Răhău, ca cea din Petrești, care am înțeles că evoluează foarte bine. Duminică, astăzi m-am întâlnit cu cineva, chiar cu persoana care sponsorizează, domnul Popcorn, care sponsorizează echipa de fotbal din Petrești. Și îmi spuneau, domnule, noi nu cerem altceva decât terenul ăla. Nimic altceva. Aici li se oferă și cazare, și mâncare, și distracție, mai puțin spus, că se distrează fetele oricum, și ce vreți dumneavoastră până la urmă, și fonduri, și așa mai departe. Eu, înainte de toate, în primul rând, nu vreau să condamnăm faptul că fetele se distrează. În afara terenului, ele sunt oameni la fel ca noi. Cred că corect. Și eu și tu ne simțim bine în timpul liber, nu? Dar, revenind la problema ta, cred că atât echipa Viitorul Răhău, cât cel puțin din punct de vedere al infrastructurii. Pentru că am fost chiar de vreo două săptămâni la teren la Petrești, m-am și mirat, în poze pare impecabil. Când am ajuns acolo am văzut o grămadă de nivelări. Nu ascund faptul că m-au sunat de câteva ori să-i ajut cu anumite lucruri și am și reușit să-i ajut în anumite faze, mai ales cu cât de cât cu amenajarea terenului, și pe această cale le și mulțumesc oamenilor de afaceri din Sebeș care au încercat pe cât posibil să ajute, inclusiv s-au bucurat la un cilindru dintre ăla să bată terenul, să-l niveleze puțin. Au încolo de treabă, pentru că până la urmă și ei reprezintă sportul județean. Și din păcate oamenii sau edilii din Sebeș uită faptul că și ei au drept de vot. Și ne amintim de oamenii care fac sportul de masă doar o dată la 4 ani, din păcate. Repet încă o dată, nu sunt de acord și nu vreau la nivelul sportului de masă, mai ales la Liga 5, să se primească bani publici pentru salarii sau pentru altceva, dar ajută pe oamenii să aibă condiții optime de pregătire. De acolo pleacă tot, de la infrastructură. Haideți să vă întreb alte lucruri, pentru că sunteți mult mai bine documentat decât mine între ale sportului din județul Alba. Acum vorbim doar de județ, sunt convins că și pe plan național și nu doar vă descurcați mai bine ca mine, dar v-aș întreba, luând exemplul Sebeș, discutând despre Sebeș și luând exemplu Alba, Cugir, Blaj, Sebeșul cam pe ce loc se află din punct de vedere al sportului? Eu aș pune și Ighiu, aș mai adăuga și Vințu. Care ce înseamnă? Ighiu, Vinț? Ighiu, Vinț înseamnă performanța fotbal? Ighiu, da, fotbal. Liga 3, locul 3, se bate la promovare pentru Liga 2, o comună. Mureșul, Vințu de jos au făcut investiții masive în această iarnă în echipa de fotbal din Liga 4, au reușit să pună Vințu pe harta fotbalului. Chiar am mers acum vreo două săptămâni la București și toți oamenii de acolo au auzit de Vinț, știau să-mi zică cel puțin 2-3 jucători. N-aș pune Sebeșul foarte jos pe harta fotbalului, pentru că echipa Șurianu Sebeș, și chiar vreau să-l felicit pe domnul Armando Popescu pentru ceea ce face la Sebeș, pentru că investește din banul dânsului, plătește chirie pentru teren, deși echipa reprezintă Sebeșul. Și aici spuneam, unde se află Sebeșul, adică, din punct de vedere sportiv? Dacă pierzi 1.800.000 pentru Andreea Ivan Antoce, hai să dăm 1.800.000 și pentru niște oameni să se pregătească. Eu aș spune că nu neapărat că pierdem 1.800.000 pentru Andreea Ivan, ci m-aș bucura mult mai mult să favorizăm puțin și celelalte sporturi. Ați dat un exemplu, corect ce faceți dumneavoastră, dar să favorizăm puțin și celelalte. Fotbalul, după ce, dacă nu greșesc, cu ceva timp în urmă, parcă tot Șureanu Sebeș îi spunea, când președinte era domnul Dumitru Fulea. Fulea, exact. Mitică Fulea, cum îl știm cu toții. Da. Acolo s-a terminat totul dezastros și cu pierderi financiare și așa mai departe. A fost o cădere fără nici cea mai mică redresare. Dar din momentul ăla fotbalul în Sebeș s-a dus către dezastru până la urmă și acum când spun către dezastru din punct de vedere financiar, un ajutor din partea autorităților locale, acolo mă refer. Acum fiecare se luptă din buzunarul propriu. Din punctul meu de vedere, Sebeșul, eu așa îl văd ca pe o mină de aur, sincer zic. Cred că atât locuitorii din Sebeș, cât și cei din împrejur merită ca să vină la un fotbal de calitate. Din punctul meu de vedere, nu este locul lor în Liga 4. Vorbim despre un oraș cu potențial financiar. Îmi cer scuze că am memoria, sunt și bătrân, am memoria scurtă. În ce ligă? Spuneați Liga 3-a, Ighiu sau... Da, Ighiu. Ighiu în Liga 3-a. Și noi și Galda de jos. Și Galda de jos. În Sebeș avem Liga 5-a, dacă nu greșesc, la Petrești. Și la Răhău. Și la Răhău Liga 5-a și Liga 4-a la Șurianu Sebeș. Șurianu Sebeș. Da, e foarte interesant. Până... Bine, mulțumim Ighiului că ne sprijină din punct de vedere al fotbalului în județul Alba. Da, și
La fel cum am participat într-un meci, la un meci al Ligiului, într-o deplasare, nu mai rețin exact, la Lugoș, parcă, și oamenii chiar făceau mișto înainte de meci, ziceau, bă, dar Ligiul unde e pe hartă? Ei, după ce au câștigat Ligiul cu 4-1, cred că l-au găsit. Cred că l-au găsit și pe hartă. L-au găsit și pe hartă. Sportul cred că este reprezintă o propagandă bună a unui oraș. În primul rând, repet, dacă vrei să faci sport, în special în Sebeș sau oriunde, pune mai întâi bazele unui proiect serios. Etapizează-l, structurează-l, puneți obiective, ce vrei să faci, ce vrei să atingi. Pentru că vă dau un exemplu. HC Alba Sebeș, dacă avea un centru de junioare, ar fi putut de turul să-l abordeze doar cu junioare, cu localnice, jucau în Liga Anti, acumulau experiență și bugetul cheltuit era mult mai mic. Domnule Crăciun, am impresia că dumneavoastră mi-ați ascultat emisiunile până în acest moment și acum mă copiați. O spun între ghilimele, exact același lucru l-am spus și eu și vă rog să mă corectați dacă greșesc, de fapt repet ceea ce spuneți dumneavoastră până la urmă. Bun, am înțeles, poate la început au fost aduse jucătoare de la liceul sportiv, zic așa, junioare, da, până la urmă. N-au fost aduse, ne dorim Liga Națională, ne dorim să evoluăm, să ajungem în primele locuri și așa mai departe. Bă, dar în momentul în care tu pur și simplu nu mai puteai scăpa de retrogradare, când, cum spuneți dumneavoastră, totul e compromis. Cât de greu e să aduci niște jucătoare, bine, când îți permitea până la urmă regulamentul, să aduci niște jucătoare dintre astea de la junioare și să le dai un, să le dai un avantaj acolo, să se afirme până la urmă. Din păcate, să aduci alte jucătoare cu contract până în vară nu era o afacere. A, nu era o afacere. Nu era o afacere pentru că din vară iarăși erai fără jucătoare, fără echipă. Dar nici cele care au rămas nu și-au prelungit contractul. O jucătoare ca Ana Ciolan, ca Nicoleta Rusu, și lista poate continua. Te poate ajuta în sezonul viitor să promovezi. Da, e foarte interesant până la urmă. Haide să revenim la această mare problemă până la urmă a Sebeșului, referitor la acești 180.000 de lei pierduți până la urmă într-un proces. Nu e, am înțeles că nu e o hotărâre definitivă până la urmă, dar credeți, apropo, credeți că am citit cu interes știrea dumneavoastră de pe absport.ro, credeți că vor face recurs cei de la HC Alba Sebeș? Eu am scris foarte ironic și mi-am permis să fiu ironic în acel articol când am spus că nu cred că vor recurge la acest gest, pentru că, din câte știu eu, nu mai rețin exact dacă la primul sau la al doilea proces, HC Alba Sebeș nu a fost reprezentată de nimeni. Păi nu, deci, avea rost. De ce? Păi dacă, mi-aduc aminte de ce povesteam ceva mai devreme. Dacă pleci există și acea variantă, știți că dacă pleci în război fără scut, e clar că nu ai nicio șansă. Da, sau la coasă fără coasă, ca să fie pe înțelesul tuturor românilor. Dar vedeți exact de ce vorbeam ceva mai devreme, cam tot acolo ajungem cu înțelegerea. E o lipsă de preocupare totală. Ei nu au jurist la club sau dacă au, îl țin bine ascuns. Ei nu au un departament de PR și marketing. Ei nu au multe, nu au un director sportiv, nu au un manager. Este doar domnul toată conducerea este reprezentată de domnul Costea. Și domnul, mai este un domn Bașa. Dar nu vreau să greșesc, nu vreau să-i greșesc numele, dar doi oameni nu pot să țină în frâu un club, pentru că ai nevoie de oameni cărora să le delegi sarcini. Un președinte bun de club asta face, deleagă sarcini. Și el doar e primește rezultatul. E foarte interesant că inclusiv dumneavoastră, care vă ocupați doar de sport în județul Alba, nu știți foarte bine numele acestor persoane și nu că nu v-ați fi interesat să le aflați. Nu sunt, ba vin, ba pleacă, ba nu sunt, ba nu-i găsim, ba nu discută cu noi. Păi și atunci cineva îmi spunea cu ceva timp în urmă ceva de genul, păi Mitrus vorbește prostii la radio că nu e bine documentat. Păi mă documentez de unde pot și eu. Sunt, din punctul meu de vedere, la Sebeș și chiar nu vreau să-i jignesc și îmi pare rău că trebuie să spun asta, sunt conducător de vreme bună. Dacă o jucătoare este convocată la lotul național de tineri, cum a fost cazul Biancăi Curmenț, și este un lucru de apreciat, pentru că pleacă de la HC Alba Sebeș, toată lumea a răspuns la telefon. Când este vorba de un proces pierdut, nimeni. Ori este internat în spital domnul Costea și chiar îi doresc multă sănătate. Dar repet încă o dată, atrage lângă tine oameni care să te sprijine. Nu cred eu că în tot Sebeș nu găsim 5 oameni care să sprijine echipa de handbal așa cum trebuie. Aici ați adăugat foarte bine ceva de genul, în momentul în care cel puțin noi, sau nu doar noi, în general lumea din Sebeș, dacă dorește să afle o informație despre ceea ce se întâmplă la HC Alba Sebeș, nu cred că dacă domnul Costea e internat în spital, n-ar trebui să aflăm nicio informație. Cred că ar trebui să mai fie cineva prezent acolo să dea informații. Da, asta este în mod cert, dar eu
aș aborda lucrurile în mod diferit. Eu nu aș fi prezentat în mod public, pentru că avem atâtea ziare și radio și posturi TV în județ. Aș fi, o dată pe lună aș fi trimis eu un comunicat de presă din partea clubului HC Alba Sebeș în care să le explic cheltuielile. Să fiu transparent, pentru că, repet încă o dată, atâta timp... Asta e gluma serii și vă mulțumesc frumos. Ce să facă? Să fie transparent financiar, să trimită, să dea da. Comunicate. Vedeți eu, de treabă. Eu așa aș fi procedat, sincer. Dar sunt convins că dumneavoastră pentru că este foarte normal și, din primul rând, acei consilieri așteaptă și ei totul să le fie servit. Nu. De ce? De ce nu mergi să-i tragi de ureche, să faci o hârtie scrisă, să ții niște bani blocați până când îți oferă ei anumite detalii? Pentru că oricum, atât eu cât și tu putem să aflăm ce au făcut cu banii, pentru că există legea 544 și putem folosi. Corect. Dar în momentul în care eu cred și am ajuns să cred că fără să am vreo dovadă, am ajuns să cred că nu sunt acceptați alți oameni în jurul clubului pentru că le frică să nu afle ceva și nu știu ce. Vreau să spun ceva. Și asta o spun cu toată responsabilitatea. Bine, pe lângă faptul când am început acest subiect cu ceva timp în urmă, că am văzut că se cheltuie bani inutil din bugetul local și județean până la urmă, că sunt bani și de la Consiliul Județean și de la Consiliul și de la administrația locală prin Consiliul Local și așa mai departe, când am observat că se cheltuie bani inutil, am început să dezbat acest subiect. Domnul Costea, o spun și am spus-o, n-a făcut altceva decât să îmi scoată mie povești prin tot ceea ce înseamnă municipiul Sebeș, prin diferite, că ce-am făcut eu, că cine sunt eu, că de unde vin, că de nu știu unde. Și am transmis domnului Costea că eu nu încasez bani făcând fotografii și nu încasez bani conducând ceva prost. Câștig bani din mediul privat, mediul în care eu muncesc și în același timp dau dări către stat. Asta ar fi una la mână. Și un alt lucru foarte interesant venit din partea domnului Costea. Domnul Costea spunea cu ceva timp în urmă: domnule, eu aș vrea, și acum poate, nu știu cu ce mă puteți corecta sau ce puteți adăuga, nu să mă corectați, că asta nu știți, dar vă spun eu ce a spus domnul Costea și poate adăugați ceva aici. Domnul Costea a spus într-o discuție cu anumite persoane că ar dori să plece de la club, dar nu e lăsat. Ce să înțeleg că nu e lăsat? Că e acolo într-un cheac dintre ăsta și dacă se sparge pușcă tot sau... Exact cum am spus eu mai devreme, fie sunt lucruri care nu trebuie să fie aflate de altcineva și știi și zica la aia, nu? Un secret e lucrul ăla pe care știu trei oameni din care doi sunt morți. Deci, nu știu ce să zic, nu cred că nu este lăsat, adică eu vă spun sincer, dacă aș fi fost și din păcate nu sunt și chiar, repet încă o dată, pe mine mă doare foarte mult problema sportului din Sebeș și a sportului în general. Eu apreciez ceea ce se face la Cugir, apreciez ceea ce se face... Dar sunt, mă doare sufletul când văd că la Sebeș nu există un pic de preocupare. Ba mai mult, oamenii politici, și aici sunt convins că se apropie campania electorală și va atârna retrogradarea echipei HC Alba Sebeș ca o piatră de moară de gâtul oamenilor care au fost asociați politici și între timp au fugit și ei. Pentru că la fel... Că tot pomeniți politic, după care o să și încheiem și o să vă mulțumesc că ați reușit să ajungeți atât de rapid în studioul postului nostru de radio. Acum am spus ascultătorilor la început că o să intrăm în legătură telefonică, o să intrăm în direct prin telefon, dar până la urmă ați reușit să ajungeți la Sebeș. Și aș vrea să vă întreb următorul lucru. Eu am afirmat ceea ce spun acum, dar așa, cu suspiciuni. Credeți că HC Alba Sebeș a ajuns în Liga Națională ca moft politic? Nu cred că a fost un moft politic. Cred că a fost un vis pe care odată îndeplinit l-au abandonat toți. Efectiv, așa l-am simțit eu. Nu este posibil, și o parte din mine o poartă și domnul Sebiștean Popa, pentru că nu este posibil ca tu ca antrenor să accepti să începi campionatul cu jucătoarele neplătite. În momentul în care tu ești cu banii la zi cu echipa, poți să faci ce vrei ca antrenor. Să depuncte, să penalizezi, să excluzi din lot, să faci orice, dar în momentul în care tu ești cu jucătoarele neplătite, tu nu poți să faci nimic. Să înțeleg că până la urmă și antrenorul Sebiștean Popa are o parte de vină. Nu, parte din vină morală, pentru că, repet, o parte din vină, am spus. El nu este de vină că jucătoarele au fost neplătite. Asta e corect. El este la fel ca și jucătoarele salariat la club. Dar, repet, eu în locul lui, când am văzut că începe sezonul și nu sunt jucătoarele plătite, eu cream un șoc la echipă. Aveți ceva informații, ceva de genul conducerea să nu-și fi primit până în momentul de față salariile? Sau niciodată nu și-au primit toți? Sau doar jucătoarele nu și-au primit niciodată salariile? Niciodată n-am fost preocupat de acest
aspect. Nu, dar e foarte interesant. Jucătorile nu-și primesc salariile. Poate e un motiv și ăsta să joace prost până la urmă, că nu în handball se întâmplă acest lucru. Eu cred că e lipsa de valoare, n-are rost să ne ascundem. E lipsa de valoare. La ora actuală, HC Alba Sebeș atât poate. Din păcate, au pierdut multe jucătoare, au făcut multe greșeli de management, să pierzi o jucătoare ca Oana Chirilă, ca Anișoara Durac. Anișoara Durac joacă în la Corona Brașov, o echipă care participă în cupele europene. Paula Vișan, și repet încă o dată, acum 2 ani de zile, când echipa a fost construită, odată cu venirea lui domnul Sebiștean Popa, nu aș fi renunțat sau nu l-aș fi lăsat pe domnul Weber să plece. Pentru că a plecat cu golghetera la zi, dacă nu greșesc, din Liga Națională de Handbal Feminin, cu Roxana Gațel. Era imposibil să nu poți să faci 2 oameni să conlucreze. E imposibil. Cu domnul Weber m-am întâlnit săptămâna trecută, dacă nu greșesc, poate mă corectați dumneavoastră, chiar într-o benzinărie între Alba și Sebeș. M-am oprit până acolo cu autoturismul și l-am întrebat: ce faci? Ce, mergem la un meci amical la Cluj. Săptămâna trecută, cred că a fost, nu mai rețin, acum chiar acest lucru nu-l mai rețin foarte bine, dar văd că această echipă, cum spunea și noastră, tot nou promovată, evoluează destul de bine. Acolo spuneați că lucrurile sunt mai închegate, aici lucrurile stau mult mai prost. Pentru că la Cisnădie n-au sărit etapele unei echipe. Au investit mai întâi în sală, au o sală, au o tabelă modernă. Sunt condiții de Liga Națională, înțelegeți? În primul rând, acolo s-a punctat foarte bine la Cisnădie. Apoi au mers lucrurile pe un făgaș normal. Și aici s-au dat bani doar pe baloane și artificii până la urmă. Aici s-au dat banii, nu știu dacă pe baloane și pe artificii, nu vreau să comentez. Repet încă o dată, eu nu vreau să acuz pe nimeni, doar că este dureros. Nu, domnule, acuz, este foarte liniștit, acuz eu conducerea HC Alba Sebeș că au distrus handbalul în municipiul Sebeș. Eu spun clar. Doar de faptul că au retrogradat această echipă și... cred că nu au făcut tot ceea ce puteau ca să o salveze. De asta pot să-i acuz, dar în rest, cred că în primul rând autoritățile trebuie să fie preocupate de infrastructură. Pentru că, îți dau un exemplu, după un an de Liga Națională, cu ce rămâne dacă mâine se desfințează HC Alba Sebeș? Cu ce rămâne Sebeș în plus? Cu nimic. Nu s-a montat un scaun nou, nu s-a făcut absolut nimic nou la sală, nu s-a modernizat aerisiria. Din punct de vedere al infrastructurii, cu absolut nimic, exact, pentru că am stat și eu acolo și n-am avut haine de schimb. A fost într-o vară la un meci și ăla a fost și ultimul la care am participat. Îmi trebuia 2-3 tricouri de schimb să nu fiu tot transpirat și în... Gândește-te că noi stăm în tribună, da, pe teren. E mult nu mai complicat. Nu poți să acuzi niște jucătoare că n-au randament. Am înțeles, să concluzionăm puțin. Pe site-ul abesport.ro, invitat în cadrul emisiunii la ordinea zilei de astăzi, este domnul Cătălin Crăciun, redactor șef la abesport.ro. Pe site-ul abesport.ro a apărut o știre foarte interesantă, din care reiese că HC Alba Sebeș a pierdut procesul cu Andreea Ivan și este obligată să achite contractul jucătoarei până la final, adică pentru 2 ani de zile, o sumă de neglijat 180.000 de lei din bani publici, în bani vechi, să fiu pe înțelesul tuturor, 1.800.000. Cei drept, această sumă trebuie achitată de HC Alba Sebeș în urma procesului pierdut cu jucătoarea respectivă. Ba mai mult, clubul din Sebeș trebuie să achite și cheltuielile de judecată în cuantumul sumei de 15.000 de lei. Per total, 195.000 de lei. Cei drept, decizia poate fi atacată cu apel, conform acestei știri de pe site-ul abesport.ro, poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile lucrătoare la Tribunalul Argeș, însă nu este exclus, așa cum scrieți chiar dumneavoastră, din câte am înțeles, nu este exclus ca HC Alba Sebeș să nu recurgă la această metodă. O să se îngroape mai tare dacă vor recurge la această metodă. Dacă îmi permiți, acum pe final, chiar te vreau să fac un apel la oamenii care pot sprijini această echipă, pentru că ea trebuie sprijinită, însă trebuie mai întâi să sune ora bilanțului. Adică să îi cheme pe domnii conducători de la HC Alba Sebeș să întrunească o ședință, să vadă ce s-a făcut bine, ce s-a făcut rău și să vadă dacă dânșii mai pot continua în aceste condiții, pentru că au avut nevoie de 4 ani să promoveze. Au promovat și apoi au rezistat un an de zile în care, vreau să te întreb următorul lucru și nu neg ceea ce cer tu până la urmă, ca firmele mari din Sebeș să sprijine financiar până la urmă, private și nu doar financiar, această echipă. Crezi că cineva se mai implică în această echipă, eu inclusiv cred, financiar? Eu cred că da, însă ai nevoie de o schimbare totală, adică
Momentan. După schimbări, sunt schimbări. Nu, în momentul de față cred că este greu să atragi pe cineva, pentru că cu toții, nu trebuie să fii specialist în handbal, să-ți dai seama că ai avut un buget de 20 de miliarde de lei și ai retrogradat. Și apropo, că vorbim de buget după care chiar trebuie să încheiem, unii spuneau că e mic bugetul, alții că e mare. E suficient pentru a evolua nu în prima linie, a doua, pe primele trepte, acolo la mijlocul clasamentului, e suficient bugetul? E un buget decent. Deci cât să eviți inclusiv barajul. Am înțeles. Deci, din punctul meu de vedere. Cu acest buget puteau să stea liniștite sau liniștiți, luând per general Liga HC Alba Sebeș în Liga Națională și cu ajutor financiar din partea firmei. Scuzați-mă, dar dacă în Sebeș nu sunt firme private care ar putea să dea și prin ONG-uri și prin tot ei. Mitruz, gândește-te la o chestie. Eu am propus la un moment dat pentru un proiect, i-am zis proiectul 100. Prin 100 de firme care dau lunar minim între 100 și 1000 de lei. Gândește ce a însemnat pentru Sebeș acest lucru. Foarte mult. Ca orice chioșc de la colțul străzii să dea 100 de lei pentru handbal. Dar în schimb omului acela trebuie să-i oferi ceva. Îți oferă omul niște bani pe care poți să-i cheltui cum dorești. Vorbeam cu persoane înainte, adică în momentul în care se știa că echipa HC Alba Sebeș a evoluat în Liga Națională. Se luptau. Unii își doreau foarte mult abonamente să urmărească meciurile în Liga Națională și îmi spun acum să ia dracu cu abonamentul lor cu tot. Oferă-le ceva oamenilor. Pentru că a fost o greșeală și acolo. Eu... Repet încă o dată, din punctul meu de vedere, nici un locuitor al orașului Sebeș nu ar fi trebuit să achite bilet. Haideți să spun și de ce. Pentru că el odată plătește biletul prin contribuțiile pe care le oferă. Știu ce spui, dar lasă-mă, 2, 3, 5 lei, eu zic că nu e un capăt de țară. Nu, eu n-aș fi lăsat ca buletinul de Sebeș să intre liber în sală. Pentru că odată aveam sala plină, meci de meci, și eu puteam să rezerv un număr de 150 de locuri pe care să le vând, sau 200 de locuri. Și pe care să le dăm 20 de lei. Și jucătoarele au o altă forță în momentul în care văd sala plină și lumea aplaudă. De suportul. Și încă o dată, un meci fără spectatori este un meci amical, un meci fără miză, un meci fără nimic până la ceea urmă. Ceea ce m-a bucurat și vreau să spun, și la derbiul de la Liga 4-a, dintre Mureșul Vințu de Jos și Viitorul Sântimbru, acum două săptămâni, au fost peste 1000 de oameni la meci. La un meci de Liga 4-a pe sate, cum ar zice unii. Am înțeles că vor fi aproximativ, sau cel puțin așa se lăudau cei din conducerea echipei de la Petrei, și că și acolo s-ar putea să fie vreo 1000 de persoane, având în vedere, le spuneam eu mai în glumă așa, ce e vreun Champions League, și cineva din conducerea echipei îmi spunea, pentru noi e ceva de genul. Eu spun foarte sincer încă o chestie. Atât Sportul Petrești cât și Hidromecanica Șugaga au investit foarte mult. Dacă unii au investit în echipă Sportul Petrești, Hidromecanica Șugaga a pus și bazele unei baze sportive foarte bine consolidată. Au un teren de joc pe care este mai mare dragul să mergi să evoluezi. Au o echipă destul de bună. Într-adevăr va fi interesant, la fel cum au zis și cei doi antrenori, păcat că sunt în aceeași serie amândouă echipele. Îmi spunea cineva, zice, bă, omul ăla a investit în ceva, eu am investit în mai mult, ăla în mai mult, eu în mai mult, e o luptă aici, dar benefică până la urmă pentru noi, cei care urmărim acest sport, și în general pentru cei care își doresc să vadă un meci, să sperăm că va fi frumos până la urmă, chiar dacă am înțeles că tensiunea e destul de ridicată. Știi ce m-aș bucura eu foarte mult? Ca indiferent de rezultatul de duminică, acei doi oameni, domnul Mihai Hopcorn și domnul Neluțu Budin, să continue să investească. Pentru că repet încă o dată, ei fac ceva pentru comunitatea de acolo, pentru oamenii din Petrești, pentru oamenii din Sebeș, pentru oamenii din Șugag, și este foarte important ca ei să continue, indiferent de rezultat, pentru că așa a fost, să zic eu, destinul celor două echipe să fie în aceeași serie. E adevărat acest lucru, cu condiția să nu fie dezamăgiți de, vă pot spune chiar și de răutatea autorităților locale, și când spun răutate, nu că autoritățile le pun piedici. Le pun piedici, e corect spus, hai să spun de ce. Așa. Este strigător la cer să ceri o chirie pentru terenul de la Petrești. Exact cum ai merge să închiriezi o mașină stricată. Cam așa e. Și deci, să plătești pentru ea. Tu îmi ceri chirie pentru o mașină stricată, eu ți-o repar și ți-o dau și de bună și ți-am și plătit chirie pe ea până exact. La urmă. În acest moment, sau în cadrul emisiunii La Ordinea Zilei de astăzi, l-am avut invitat pe domnul Cătălin Crăciun, redactor șef la site-ul abesport.ro. Un ziar scris ceva că aveți lucruri interesante. De când? Noi suntem ecologiști. Sunteți ecologiști. Nu, glumesc. Acum, în încheiere, chiar vreau să mai spun încă o chestiune vis-a-vis de Sebeș, doar câteva secunde.
Săptămâna viitoare, presupun că sâmbătă, la Sebeș va avea loc un alt derby între Șureanu Sebeș și Mureșul Vințu de Jos. Va fi un meci la care cred, pariez eu, că vor asista peste 1500 de persoane. E foarte interesant. Nu greșesc, cred că mâine, 26 martie, HC Alba Sebeș are un meci, îmi scapă cu cine? Cu HCM Râmnicu Vâlcea, iar de la ora 19:30, Măgula Cisnădie joacă tot la Sebeș cu Corona Brașov. Am înțeles. Eu urez baftă echipei din Sebeș, deși am eu rezultatele mele. Nu vreau eu repet încă o dată, deși am avut, la fel ca tine, o perioadă, un ghimpe împotriva acestei echipe, m-am resemnat de mult. Când nu am văzut ghimpe, că oamenii, nu am ghimpe. E un ghimpe argumentat de ceva, da. Pentru că să te faci de râs în Liga Națională... Eu am spus-o și o repet, nu așa îmi doresc să fie reprezentat Sebeșul prin eu sport. Eu dau un exemplu, eu stau în Sibiu, merg la meciul la Cisnădie și mergeam cu drag în tur pentru că vedeam o echipă care murea în teren, adică avea o ambiție fantastică, chiar dacă valorii chiar sub 90%. Da, poate nu reușeau, dar vedeam o echipă care la luptă. Sânge tot. Exact. Asta mie mi-a plăcut foarte mult. Și eu, indiferent de sport, apreciez o echipă care are spirit de sacrificiu. Așa este. Să nu se înțeleagă că HC Alba Sebeș e o echipă leșinată, dar nici de luptă, nici de luptă nu e până la urmă. Nu, fetele, eu nu le acuz pe ele, pentru că nu pot să facă mai mult din punctul ăsta de vedere. Nu există valoare, adică exact ca la fotbal, cum mergem și luăm 10 copii de 15 ani și hai să promovăm cu ei în Liga 1. Nu putem. N-ai cum. E imposibil până la urmă. Dar eu repet încă o dată, chiar vreau să continue proiectul din Sebeș și handbalul din Sebeș și în special și apropo, nu pot să nu pomenez despre echipa de handbal masculin, ACS Mühlbach Sebeș. Oh, am uitat, acolo am o grămadă de prieteni și m-au tot sunat să le prezint evenimentele și să le promovez, să meargă. Și este o echipă din nou din bani privați, o echipă care face toate deplasările în ziua meciului. E, vedeți ce așa înseamnă o echipă care joacă din buzunarul propriu pe românește, luptă pentru orice bănuț. Nici ala nu-i sport, să știi, Mitruț, pentru că tu pleci de acasă 2-3 ore de lângă familie, de lângă copii, vii obosit de la servici. Eu mă refer că au rezultate, cât de cât. Da, ținând cont de investițiile pe care municipalitatea le face, sunt foarte mari. Asta spun, au rezultate în comparație cu ce avem din coace la echipa de handbal feminin. Și acea echipă își plătește chiria pentru sală. Da, e incredibil. E strigător la cer. Lucru. Pentru că eu nu vă zic sincer, eu aș căuta, dacă aș fi în locul lor, dacă nu v-am găsit înțelegere la Consiliul Local Sebeș și la Primăria Sebeș, aș căuta să mut echipa într-o comună care poate mă sprijină. Cu cât poate, dar măcar știu că există oamenii ăia alături de noi. Nu știu, poate, nu știu exact situația sălilor de sport, poate pe la Șugac, pe la, nu știu, alte primării. Eu sunt convins că acolo oamenii ar fi mult mai bucuroși doar să vadă acele meciuri și să-i primească acolo. Că sportul, indiferent de performanță sau de masă, el trebuie privit ca pe o rupere de la viața cotidiană, pentru că mergi acolo 2 ore, indiferent, trebuie să te bucuri de moment. Noi am devenit în județul Alba foarte mulți oameni, am devenit consumatori de rezultate, ceea ce nu e ok. Cam așa e. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu pentru invitație. Cu multă plăcere, așa cum spuneam ceva mai devreme, l-am avut până în acest moment invitat în cadrul emisiunii La Ordinea Zilei de la Radio Orion pe domnul Cătălin Crăciun. Noi ne reauzim cu siguranță luni, începând cu ora 18. Bine, sănătos să fim. Până atunci, toate bune!